the sun goes down on you. You gotta... Salutare! Salutare! Sau nu? Mai bine să salut altcumva? Salut, salut! Nu mă băgați în seamă, sunt bine dispusă în această seară. Mă gândesc că vă întrebați de ce sunt cocoțată în mijlocul patului. Da, nu știu dacă am un răspuns la această întrebare. Ba da, în acest video vreau și eu să încerc să îmi fac acele bucle faimoase cu cordonul de la halatul de baie. O, da, 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 v-ați prins. Asta încerc și sunt cocoțată în pat pentru că eu de obicei când îmi fac ceva la păr, mă urc în pat și fac părul în pat. Că mi-am pus părul pe mațe, că nu știu ce, că mi-l întind. Tot aici este locul meu. De ce? Pentru că în fața mea este oglinda cea mare de la dressing în care eu mă văd foarte bine. Acum de cameră nu pot să zic că mă văd foarte bine, dar e acceptabil. În fine, ăsta este locul meu de făcut părul, așa că de aceea m-am așezat aici. Salutare, Alex! La revedere! Da, a venit și Alex, dar pe care nu-l deranjăm sau el nu le deranjează. Îl lăsăm să se joace la calculatorul lui din partea aceea care nici măcar nu se vede. Și noi ne facem treaba aici. Deci unde rămăsesem, că tot abordez aici subiecte care n-au legătură cu acest clip. Bun, revenind la ale noastre, o să încerc să îmi fac bucle în noaptea aceasta. Evident că dimineață voi filma ce iese. Dacă iese ceva, pentru că cordonul meu este destul de subțire față de ce am văzut la alte tipe care făceau chestia asta. De ce mai avem nevoie este de o perie de păr ca să ne pieptănăm, că după ce am stat toată ziua fără să ne pieptănăm, trebuie să ne pieptănăm. Da. Și am acest recipient foarte mișto. Vreau să mumezesc părul, dar o să dau fâs-fâsuri pe perie și cu perie o să mă pieptăn. Nu vreau să-l umezesc prea tare pentru că nu vreau să fie prea ud. Nu-mi place să fie prea ud și nu trebuie să fie prea ud, cred eu. Mai am două prinzători mari și am și prinzători mici. Acum să vedem, cred că o să-mi pun cu prinzătorile mari inițial, după care o să mă chinui să le pun pe cele mici, că zic eu că ar trebui să țină mai fix părul. Și hai să începem, că deja vorbesc de 3 minute și fără niciun rost. Când sunt obosită, de obicei vorbesc mult și în seara asta sunt obosită pentru că azi eu m-am plimbat ceva, mai mult ca de obicei, pentru că în ultima perioadă am stat doar în casă și azi am, mă rog, înțelegeți voi. Hai să-i dăm fâs-fâsuri și să nu mai pierdem vremea. Hățâiți, hățâiți! Nu hăț-hățuri, pâs-păsuri! Hățâiți, hățâiți din pompă! Așa. Și ne pieptănăm. Cât să udăm puțin părul, nu foarte mult. Și bineînțeles, fie pieptănat părul. Eu nu știu ce să fac în legătură cu faptul că majoritatea își făceau cărarea pe mijloc, dar eu dacă o să-mi fac cărarea pe mijloc, în partea asta o să-mi vină păr un picuț mai lung. Dar dacă nu, s-ar putea să am prea mult păr pe o parte și prea puțin pe alta și să nu-mi iasă și... O să încerc să-mi fac cărarea pe mijloc, dar bine, mâine când o să mi-l deschid, normal, desfac, normal că o să-mi pun cărarea la locul ei. Vedeți? Bine, normal, aceste lucruri nu cred că ar trebui să se întâmple dacă nu te tunzi la un salon, dar după cum știți, eu m-am dus singurica acasă, deci... Iată reușita. Iată ce am reușit să fac. Nu mi se pare că e destul de umedă. Poate totuși. Da. Alexandru, nu mai l-a prostit stă capul. Poate că totuși ar trebui să dau un pic așa din depărtare. Să te umezești. Să mă umezesc.
un pic mai bine. Și voi face, voi împărți bine bine și aici în spate, părul în două. Deși nu știu cum o să mi se încrețească în spate, că mie din spate să-mi vină în față, mi-e destul de scurt. Nu știu ce va ieși, dacă îmi va ieși. Oricum, acesta este un experiment, deci luați-l ca atare. Dar dacă iasă cele cu părul scurt, gândiți-vă că aveți o nouă modalitate de a vă face bucle fără ondulator. O să prind, op, o să prind o jumătate din păr aceasta, spre exemplu, să nu mă încurce. Și acum, din câte am văzut, sper că nu greșesc, se merge cam așa și se dă pe dedesubt, după care se mai ia o șuviță, se adaugă la cea inițială, se dă din nou pe deasupra și pe urmă din nou pe dedesubt, la care din nou se mai adaugă o șuviță, dar ar trebui să iau și mai din spate. Nu știu, cred că înțeleg de ce s-au deschis saloanele de înfrumusețare. Unele lucruri chiar ar trebui să le lăsăm pe mâna profesioniștilor. Așa, și încerc să strâng cât de bine pot, dar da, nu știu, eu de obicei nu sunt această puternică. Ce pot să zic? Ia să vedem. Mă tot duc până reușesc să iau tot părul. Aici mai am ceva, dar nu știu cum voi reuși eu să-l iau de acolo, de jos, chiar de jos de tot. Of. Și deja nu mai văd ce fac. Ceea ce nu pot să zic că mă bucură. Bine, nu că aș fi văzut din prima, pentru că nu mă văd până la oglinda mare, că am pus camera în față. Bun, cred că ar trebui să fie ok. O să încerc să mă prind direct cu această micuță, să vedem. La final, cam așa arată. A, aici mi s-o cam desfăcut, văd că... Da. Deci cred că trebuia să-l prind eu prima dată cu asta mare ca să nu se desfacă, dar ia că și mă duc și îl ondulez, așa, și acum o să prind cu asta mare ca să-l prind cât mai repede, că cu cea mică n-am putut. Problema e că e așa mic, eu nu văd, efectiv nu văd ce fac. Fix aici la final nu văd ce fac. Ah, nu-mi place deloc treaba asta că nu văd ce fac. Știu ce aici de aici. În fine, o să v-am zis, o să-l mai fac eu așa și cred că cum îl voi prinde va sta ondulat. Nu mă mai... Nu mă mai chinui, oricum este un experiment, după cum spuneam, nu mă aștept neapărat să iasă ceva din această treabă. Partea asta de păr cred că s-a și uscat de când... Bun, partea asta o să o dau așa mai pe repede înainte, că deja am vorbit mult și... degeaba.
l-am prins foarte bine, dar acum ce o să fac? O să îl rotesc așa și dintr-o parte și din cealaltă ca să stea mai mult rotit. Și sper eu să iasă ceva, să-mi stea, că nu pare că ar sta. Dar, da, o să-l leg aici în spate cordonul. Da. Și vom... aici o să-l mai aranjez eu puțin, că văd că nu vrea nici cum să stea. O să dorm cu el așa și ne vedem dimineața să vedem dacă a ieșit sau nu ceva. Bună dimineața! Am revenit cu minunatul meu păr. Și vreau să vă spun neapărat că aseară, după ce am filmat, ați văzut că în partea asta nu prea îmi stătea și a trebuit să-l desfac și să refac. N-am mai făcut chestia asta în fața camerei pentru că nu avea rost, același lucru l-am făcut. Ideea este că am făcut ceva în plus, adică am udat părul un pic mai bine și cu părul un pic mai bine a stat cât de cât mai bine pe cordon. Vă sugerez să vă udați părul mai bine, mai ales dacă l-aveți scurt. Poate că lung merge mai ușor, dar al meu cum e și drept, el de fel, dacă nu îl ud un pic, nu se duce după cum vreau eu. Chiar nu se duce. Mi-a fost mult mai ușor pe urmă să mă fac în fața oglinzii. Mi l-am prins cât de cât bine, dar în spate, să vă arăt. În spate, vedeți, nu știu cât o să stea el de creț. Nu știu, părul care vine de aici e un pic cam dificil, zic eu, să stea creț, dar vom vedea. Mi-am prins asta aici, aici n-am mai prins cu nimic, doar am răsucit de cordon așa, am venit cu el prin spate pe aici și l-am urcat aici sus și l-am legat. Și a stat. De dormit. Am dormit relativ bine, adică nu dormi ca și cum n-ai avea nimic în păr, e evident, dar nu a fost incomod, așa incomod ca și cu de-astea, cum le zice, stați că vă și arăt. Mi-am mai făcut părul creț și mi le-am făcut cu chestiuțele astea și am dormit cu ele și astea sunt incomode bine, deci astea sunt incomode bine de dormit cu ele. Dacă aveți așa ceva, să știți că părul este foarte creț, deci cu astea mi-au ieșit părul foarte creț, foarte frumos, așa, pe el scurt. Și v-aș sugera să nu le folosiți noaptea. Dacă stați o zi acasă și nu mergeți nicăieri, mai bine vă udați bine părul și vă puneți chestiile astea 2-3 ore și este suficient, pentru că peste noapte sunt foarte incomode. Asta nu a fost chiar incomodă, dar ai simțit. Am simțit că am ceva în cap. Mă rog, să trecem peste. Hai să vedem rezultatul, dacă a ieșit sau nu ceva. Eu v-am zis că e un experiment, dar m-am chinuit. Ați văzut că m-am impacientat aseară. Deci nu-mi place să-mi fac părul. Mi se pare că nu-mi iese niciodată, că mă chinui foarte mult și mă agit așa. Că nu-mi iese ceva, eu mă agit și... Și de asta și aseară n-am mai stat să filmez, am încercat cât de cât să fac treaba singură. Și chiar vreau să iasă treaba asta, să nu fie un video eșuat cumva. Vedeți că aici nu stă foarte bine fiind scurt. Și aici la fel, vedeți, mare parte din asta o să fie dreaptă, că nu ai cum, cred că toată, că aici e prinsă numai... Da, e un pic, pentru părul scurt, aș zice, dificil să-ți faci părul creț așa, dar vom vedea. Eu cred că ceva o să iasă, dar nu știu să vă zic exact ce și cum. N-am mai încercat și mi se încerc, pentru că chiar am văzut la multe persoane și nicio persoană nu avea părul scurt. Și am zis, nu se poate, trebuie să meargă și pe părul scurt.
și am zis să încerc și dacă tot fac chestia asta să mă filmez. Ceea ce am luat o lungă de pe partea asta nu se vede lungă aici. Chiar s-a undulat bine. Dar oare ia să îmi fac cărarea normală? Oricum trebuie să-mi bag puțin mâna prin el, să-mi-l aranjez. Aici am oglindă, de asta mă uit în partea asta, că am oglinda de la măsuța de machiaj. Bun, deci se pare că acest truc funcționează și pe părul scurt, adică mie chiar îmi place ce a ieșit. Poate că ar trebui încă puțin aranjat și dacă l-am luat de pe partea asta, vedeți că e mai creț, că nu prea așa are locul, dar... Nu știu dacă să-l piaptăn, mi-e frică să-l piaptăn ca să nu mai rămân cu nimic. Ideea e că... Vedeți? Sunt chiar ok buclele până în momentul de față. Dar stați așa să aduc și peria. Să dau puțin cu peria să vedem dacă reușesc să îl așez sau dacă mi se strică. Stați așa. Așa, am revenit în spate. Stați să văd dacă vă pot arăta în spate. Eu nu prea mă văd, dar na, ceva a ieșit din câte simt, dar evident că nu bucle ca în față deloc. Nu sunt ca în față. Nu se strică. Au. Bine, acum am ieșit puțin murdar, aș zice, și de asta aici îmi stă așa. Dar, în rest, chiar a ieșit. Și sunt bucle foarte mișto, legere, așa. Deci nu sunt de alea de cățel, eu așa le zic, de pudel. Cu asta îmi fac bucle de pudel și nu-mi place, prima zi nu-mi plac deloc. Deci cum îmi stă părul prima zi, nu îmi place deloc. Dar, în schimb, a doua zi, cu astea, după ce mi se mai lasă și mi le piaptăn, chiar arată bine. Dar cu cordonul se pare că am făcut o treabă mult mai bună, fără să las pe a doua zi. Deci este și pentru părul scurt. Așa că dacă aveți părul scurt și nu ați încercat pentru că vă gândeați că nu funcționează decât pe părul lung, încercați că... funcționează. Ce este că așa mă prezint. Și îmi plac la nebunie. O să mai încerc asta. N-a fost un experiment eșuat, a fost chiar un experiment reușit. Eu vă pup, vă îmbrățișez. Ne vedem data viitoare.